Hai, domnule, incredibil ce ghinion are domnul Dragnea. A vrut și el să fie de gașcă pe internet și s-a ajuns la mașini de lux și declarații de avere. Bă, cum suntem noi românii, frate? Nu se poate înțelege omul cu noi. Niște cusurgii, niște... N-ai cu cine, domnul Dragnea. De 1 mai, Dedi a intrat în vorbă pe Facebook cu un utilizator căruia nu-i venea să creadă că cel care postează e chiar Livache. Ca să demonstreze că nu e altcineva, a pus un selfie, iar pe urmă i-a fost greu să se mai oprească. Da, a postat și SMS-urile care arătau că a plătit taxa de pod și chitanța de rovinietă. Dacă îl mai lăsai puțin pe internet, probabil că Dedi dădea tot din casă. A aflat și ce n-au aflat procurorii DNA în 2 ani. Dar și așa a fost suficient. Pe chitanța de la rovinietă apare și seria de șasiu a mașinii, un BMW X7 din 2015 care, hens, nu-i trecut în declarația de avere. Mă rog, asta nu înseamnă neapărat că a mințit în declarație domnul Dragnea, nu. Poate că mașina chiar nu e a lui, poate că tocmai o luase de la un cetățean. Glumesc, normal, domnul Dragnea e de la PSD, bă, iar PSD-ul nu face... Nu. E un BMW foarte nou, de peste 100.000 de euro. Mă bucur pentru domnul Dragnea, că are prieteni atât de buni, care, iată, îi dau o astfel de mașină să se ducă la mare de 1 mai, pentru că nu este mașina dânsului, nu este în declarația de avere sau poate că și-a cumpărat-o și o să o vedem în declarația de avere din iunie, a spus deputatul USR Ionuț Moșteanu. Îl dăm pe acest tip cu această declarație pentru că au fost niște știri pe internet cu ceva video, dar... au dispărut între timp. Deci ce Cambridge Analytica, mă, ce Big Brother, ce stat paralel, Livache a dat singur toate informațiile astea fără să-l spioneze nimeni. Nimeni. Nici nu mai e nevoie de servicii secrete care să-l saboteze. El, Dragnea, e serviciul secret care îl dă de gol. A, dar stați puțin, că nici măcar nu e singura stângăcie pe care a făcut-o. A mai apucat și să-l invite la sediul din Chiselev pe utilizatorul de Facebook cu care a făcut pariul și care trebuie să-i dea o navetă de bere. Luni la ora 17, la un grătar cu mici. Evident că între timp a apărut un eveniment pe Facebook pe tema asta, care se cheamă Grătar la Dragnea. Până acum și-au arătat interesul câteva mii de oameni. Deci Livache, are treabă, nu-i chentati, trebuie să toace carnea de mici. Există deja un eveniment creat pe Facebook, se numește Grătar la Dragnea, celebru grătar de la Liviu Dragnea, luni la ora 17 la sediul PSD din Chiselev. E, uite că ușor, ușor o ia și Livache pe urmele lui Vanghelie. Ajunge să dea și el mici poporului la început de mai. Diferența e că Dragnea e cam păgubos. Din câte se vede pe Facebook, cei care au anunțat că vin luni în Chiselev nu-s chiar din electoratul partidului. Deci o să cam risipească mici ăștia. Dedi, dedi.